știu dacă nebunesc. Pentru mine e clar că USL-ul va rămâne. Vă dau cele două minute de analiz politic, nu? Da. USL-ul va rămâne pentru că pierd amândoi. Gândiți-vă, la Ponta ar avea o majoritate la limită, iar Antonescu, dacă iese din guvern, după mine, în 30 de zile nu mai e președintele PNL-ului. Deci sunt condamnați să stea împreună. Până când? Și să piardă împreună. Păi, cred că Antonescu a înțeles că nu va fi candidat la președinție. Și credeți că urmărește un alt obiectiv acum? Nu e mai interesat de președinție și încearcă să țină partid? Eu, dacă vreți să fiu foarte sincer, cred că Antonescu ar trebui să aibă ca principal obiectiv ieșirea onorabilă dintr-o capcană pe care i-a întins-o PSD-ul acum vreo 2-3 ani, când au format USL-ul. El a fost un naiv dacă a crezut în ce i-a spus Ponta, și mai ales a fost un naiv crezând că Ponta poate impune PSD-ului să-l aibă pe Antonescu candidat la prezidenție. Deci scenariul dumneavoastră este PSD candidat la prezidenție, liberalii după europarlamentare, probabil undeva în toamnă se vor dumiri și vor veni ca niște oameni înfrânți în propriile lor idei utopice, ideea că Băsescu este dușmanul. Nu, le-aș dori să fi făcut pentru România cât am făcut eu, dar deocamdată doar distrug. Le-aș dori mult să poată spune, când își termină mandatul, că au făcut cât am făcut eu pentru România. Și-au făcut un inamic din Băsescu. E în regulă. Numai că inamicul pleacă. Care le mai e obiectivul? Inamicul își termină mandatul pe 21 decembrie. Bun, dar după europarlamentare, cu un scor mic, ziceți dumneavoastră, înfrânți, ce opțiune au cei din PNL? Să știți că în PNL foarte mulți sunt de stânga. I-a acreditat presa, lumea, ei, suntem de dreapta. Nu! Uitați-vă, aduceți-vă aminte cum a distrus Tăriceanu echilibrele macroeconomice de dragul PSD-ului, ca să stea la putere. Tăriceanu și acum va striga, vreau cu PSD-ul, vreau să rămân acolo. Tăriceanu este deci un om de stânga, în mod categoric, oricât îl etichetează unii după Papion ca fiind de dreapta. Stroie de stânga. Ionescu Chintus este om de stânga, îl știu din vremea convenției. El oricând s-ar fi pupat pe gură cu Iliescu decât cu Roman. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune, domnule președinte. Vă mai aștept.